El e Cristian. Când a venit pe lume, era cât o păpușă. Avea puțin peste un kilogram. Și astăzi, la 4 ani, e încă mult prea mic pentru vârsta lui. Cristian încearcă să limite pe frățiorul mai mare în tot ceea ce face, dar nu poate. A fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, iar necazul nu a venit singur. Copilul nu și-a cunoscut tatăl, iar mama a plecat să lucreze în Italia. Așa că dragostea de mămică i-o poartă acum bunica. Cristi îmi zice mie, mamă, l-am îndrăgit și pe el așa cum a fost. Îl iubește, dar în rest nu-i poate oferi prea multe. Știam că ar trebui să facă kinetoterapie, ar avea nevoie acum de un corset, ar avea nevoie de orteze și ghete ortopedice când merge pe afară, orteze prin casă ca să poată să deplaseze. Mariana Tătaru e asistentă medicală comunitară și omul dispus să lupte împotriva tuturor celor care nu cred în șansele lui Cristian de a fi pus pe picioare. Cade? Nu! Dar asta cere efort, răbdare, resurse și acces la servicii medicale. Cristian nu este un caz pierdut, adică Cristian poate fi recuperat. Cristian poate să meargă. N-ar fi vorba despre o minune. Ne-am convins de asta chiar în timpul filmărilor. Aparatura video i-a strânit băiatului curiozitatea. Așa că, în încercarea de a ajunge la ea, Cristian nu a mai mers târâși pe burtică, ci de-a bușilea, pentru prima dată în viața lui. Da, uite, acum am observat, acum. Până acum el nu mergea așa cum am văzut, acum am văzut că merge. În patru labi s-a dus de colo până colo, cu genunchii. De parcă forța de a merge înainte fusese închisă în corpul lui rigid și, dintr-o dată, ceva, sau poate cineva, a eliberat-o. Doamne, ajută pe toți copiii mei și pe nepoți și ajută-l și pe Cristi să poată și el să meargă. Să fugă după ceilalți nepoți, să-i prindă. Progresele lui Cristian și ale altor copii ca el depind de accesul la echipamente, tratamente și servicii medicale. Prin proiectul UNICEF Servicii Comunitare pentru Copii, echipele comunitare formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile medicale, sociale și școlare de care au atâta nevoie. Trimite acum un SMS gratuit cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Cristian și pe alți copii ca el să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!